Alu și bine te-am găsit la un nou joc pe canal. Suntem pe Car Mechanic Simulator 2021. Am jucat 2018-le acum ceva timp și am zis, băi, hai să încercăm și jocul acesta. Și nu doar că putem repara mașini, fii atent la lucrul acesta. Eu nu știam despre jocul acesta și asta m-a făcut să intru să văd ce și cum, să vedem cu toți. Ei bine, avem noi aici o benzinărie, avem iarăși în spate... Avem o clădire ce pare că o vom termina noi, avem aici un fel de depozit sau ceva, iar toate lucrurile astea noi o să putem să le restaurăm, să le mobilăm, să le facem funcționale și vom face bani pe urma lor. Mamă, ce s-a dus la ghiu. Deci, în acest Car Mechanic, nu doar că repari mașini, ci și ai mici afaceri pe lângă ele. Și asta mi s-a părut foarte tare, pentru că, oricum, noi am început să ne jucăm multe simulatoare și, oarecum, cu ocazia asta, vedem fiecare simulator de ăsta așa mai renumit, ce are, cum are, cine știe, poate face în serie cu el, vedem mai departe. Acum, acesta este garajul nostru, cel avem standard. Nu putem scoate aceste gunoaie din el. Am încercat să văd dacă pot să-l curăț. Ei bine, nu pot să-l curăț. Adică, uite-te cum arată mopul. Nu este în cea mai bună stare. Asta aș vrea să-l iau de aici. Nu poți? Nu poți să-l mutri? Aici va rămâne tot timpul? Ok, nicio problemă. Și avem noi mai departe. Avem aici comenzile, avem o dată, uite, un Audi, ăsta pare a fi un fel de Audi A4, comandă normală, comandă specială, păi de ce? Dar eu aș vrea probleme cu frâna, listă furnizată, eu aș vrea să repar ăsta, acceptă comanda. Și ne aduce direct mașina aici? Nu știu, ar fi destul de urât să ne arunce mașina direct așa pe ăsta, știi? S-a blocat. Oh, merg pistoanele. Oh, ok, fii atent. Și pot să merg cu ea? Deci are... Bă, fii atent ce tare. Ok. Deci ce ne zice aici? Demontează piesa, ține apăsată, o adaugă în lista de cumpărături și folosește. Mamă, și poți să deschizi tot ce dorești tu la ea, nu? Asta e destul de tare. Și poți să și urc? Poți să o conduc? Oh. Deschide meniul de interacțiuni. Ah, da, jocul e în română, am uitat să vă zic. Mamă, șerifule, ce ai băgat în ea? De ce se aude așa? Condu mașina, nu te lasă să o conduci aici, mă. Eu vreau să merg cu ea. Circuit de viteză. Dar lasă-mă până la urmă, lasă după ce o reparăm, că n-are nici frâne. N-are nici frâne. Gata, haide, hai să... Și cum o punem? Aș dori să știu cum o ducem. Cum o ducem, cum punem mașina. Doar nu spre că aici, nu, cred că dacă deschid ușa, bagă și mașina automat. Nu. Cum? Clic dreapta pe ea, fii atent frumos și cred că ai undeva mută mașina. După care dai să o pui ori la intrare, ok, lângă intrare, ori în parcare, ori pe elevator. Foarte bine. Și mă pune și pe mine la elevator, mă duce acolo. Mamă, uite, bă, uite cât de frumos se vede jocul ăsta. Acum, fără nicio de asta, se vede prea frumos. Gata, am mișorat puțin povul pentru că păream foarte înalt. Zici că aveam 2,20 m. Bun, am observat o chestie ce nu am văzut afară. Uite, aripa aceasta este lovită. Acum, bun, haideți să vedem noi condiția mașinii. Deci ne zice aici variante de culori pe ce vine, jantă clasică, ok, caroserie 65%, deci are lovituri, prezintă lovituri, interiorul 70, cadrul 40, la 49, la cadru, cred că se referă partea de susținere a întregii mașini, șasiul. Piese 70, mamă, mașina e pentru 88.000 de kilometri, 2017, e destul de... Mamă, zici că sunt vericul, știi? A, nu e șefule, asta e cu toarbă. Știi? Bun, deci avem așa. Ne zice ce să înlocuim sau să reparăm. De reparat sau înlocuit. Bun. Disc frână ventilat. Etrier, plăcuțe. Care-i treaba cu steaua asta? Gen, mi le salvează undeva? Probleme cu frână. Ok, bun. Aici motorul are 512 cai. Un V8. Bă, frumos. Probleme cu frâna. Bun, haideți să ne punem atunci.
Nu știu dacă ne evidențiază unde, disc, frână, ventilat, disc, frână. Nu ne precizează unde, dar având în vedere că trebuie 3 trieri din 4, mă gândesc că toți aproape trebuie. Ia să vedem noi. Power. Up. Ok. Deși nu e aprins de power, vezi? Mai sus să nu mă chinui. Mă gândesc eu, nu? Mă gândesc că nu o duce până în ceruri. N-au zis și ăștia de puțină. Dă-ți seama că mi-e greu. A, ba nu e, e bine. Mamă, ce frumos se vede față de 12, de 18. E frumos. Demontează piesa, ține apăsat. Păi și cum, doar și iese. A, ok, și după te pune la șuruburi, da. Lăvește șurubul și deșurubează. Mamă, fii atent! Tare că ai funcția de slăbește. Nu știu la ce se folosește. Când vrei să scoți disc frână 6%. Stai așa, prima oară scoate metrierul. Nici nu trebuie să ne uităm acolo. Deși am putea. Plăcuțele astea cred că sunt terminate. 28%. O să le scoatem noi. Asta ies direct. După care discul. După care atât. Partea asta la altă nu intră în... Ia, pot să mă mut de aici direct pe roată. Perfect, perfect. Mă, discul. Dar tu ai văzut că a scris acolo disc ventilat? Păi cum adică disc ventilat? Că văd că asta pe toate are discuri normale. Nu îmi spune că o roată are un disc ventilat, că nebunesc. Cum ar fi? Pe trei roți să ai discuri normale de frână? Și pe o roată să ai un disc ventilat. Etrierul ăsta ar trebui schimbat. Ia să vedem. Plăcuțele pe 8 par bune. Și discul ventilat. Ăsta e ventilat? Care astea aici sau cum? Bine, mă așteptam ventilat de-alea așa cu găuri prin ele, frumos, ca la mașinile astea de curse. O să-l scoatem ca să ne dea starea lui, mare parte. De asta îl scot și ar trebui să ajung eu la asta, la alta aici. Oh, ok, ok, am aflat. Aici trebuie să schimbăm episoadele din acest joc. Să știți că vor fi mai lungi, pentru că observăm și noi. Avem acțiuni de deșurubare, înșurubare, scoatere, punere, schimbare și așa mai departe. Este un simulator de car mecanic, după cum zice, service. Totodată, țin să precizez că nu sunt cel mai expert în ale mașinilor și ale pieselor de mașini și schimbări și mai știu eu ce, mai ales pe partea ce intrăm în acest motoraș, anumite detalii nu le știu, dar evident le vom învăța pe parcurs. Este posibil ca cei care se uită, câțiva dintre voi, să cunoașteți foarte bine detaliile și o să vă uitați la mine și o să ziceți: bă, dar chiar așa ești bătut în cap, nu-ți dai seama? Băi, da. Da, uneori... Na, știi cum e, mă, dacă nu știi, până nu înveți, na. Bun, ia să schimbăm noi aici tot așa. Discul ăsta nu mai trebuie să-l scoatem, că e ok. Mare parte, dar o să-l scot ca să... De, în momentul când îl scoți, îți arată după și cât de stricat este odată ce îl pui în inventar, mi se pare. Bun, cam asta este. Acum nu știu eu cum. Aha, ok, ok, aici. Inventar. Și aici ar trebui să ne arate tot ce avem noi. Uite, vezi, odată ce le-am luat în ăsta, deci pe față, noi trebuie să comandăm doar un singur disc. De ăsta normal și unul ventilat, după care avem metrier. Dar nu înțeleg de ce mi-a zis el să-i cumpăr. Ce metrier mi-a zis să-i cumpăr? Nu știu. Avem... Asta e tot inventarul meu? Metrier frână, de ce arată așa? 26, oricum 26. Ok, deci plăcuțe, haideți să comandăm. Metrieri frână 3. Oare merge să-i reparăm? Ia să încercăm noi, să vedem unde avem ăsta de reparat. Poate reușim noi. Dar nu știu unde ar fi bancul de reparat. Nu știu dacă avem așa ceva. Echilibra, nu? Astea sunt pentru roți, cutie scule. Bă, dar avem foarte multe cutii de scule, sincer să fiu. Pe partea asta, iară cutie de scule. Nu, și nu... A, ok, nu pot să stari în jocul ăsta, acum am observat. Deci, practic, nu avem un banc... Nu ne trebuie. Nu avem un banc unde să reparăm piesele. Nu știu, mă gândeam că poate poți.
Asta e suspensii. Ok, bun, bun. Păi atunci, haide să comandăm direct... direct alte de-astea, interior, ar ține de asta și avem aici. Stai, unul la caroserie, ce fac? Ce fac, mă, Marianne? Piese, tuning, accesorii, interior, cred că ar fi la piese, mă. Nu știu unde... Numai pe ăla nu l-am văzut, vrei să te mint? Bun, se pare că e trierii, noi avem standard și pot să dau aici lista de cumpărături. De ce nu mi-arată ce trebuie să cumpăr? Bine, știu ce trebuie să cumpăr. 3 trieri. Ok. Ne trebuie plăcuțe, frână, am văzut, parcă ne trebuie una. Disc ventilat 1 și disc frână 1. Sper. Dar... mi-au sosit direct în inventar? Nu te cred, da. Au sosit direct în inventar. Presupun că nu trebuie să schimb eu tot. Dar sunt curios de o chestie. De ce nu mi-apar mie astea la lista de cumpărături? Pentru că ar fi mult mai ușor să cumperi știind ce ai de cumpărat. Deci, am luat disc frână, ventilat, 3 etrieri și plăcuțe. Perfect, hai să ne apucăm să montăm atunci. Pentru a lucra la mașină. Și acum, cum dau eu? Montare. Presupun că, pur și simplu, mă duc pe obiect, punem discul aici, vine ventilat, e sigur că vrei să... Nu vreau să vând, vreau să-l montez. Vinde, sortează, adaugă în lista de cumpărături. Ah, ok, deci de aici adaug în lista de cumpărături. Ok, dar... cum asamblez? M-am dus la cutie. Nu-mi dau seama cum asamblez. Am aflat cum dezasamblăm, dar cum asamblăm înapoi? Adaugă în lista de cumpărături. Da, și ce zice? Protecție disc. Nu, nu ne trebuie. Asamblare! Haha! Gata, uite-o! Hai mă, că dacă nu ne descurcăm noi, atunci cine? Gata. Hai să-i punem noi aici plăcuțele de frână și să-i băgăm. Șuruburi, nu, tată? Nu? Nu acum, mai târziu? Și punem și pistonul așul acesta. Gata, și acum ar trebui să venim cu șuruburile. Da, de ce nu în combinația asta? Oricum, cu asta a venit, deci lăsăm așa. Bun, și acum același lucru la celelalte trei rost rămase. Gata și ultimele șuruburi și am dat pe piese 400 și ceva, ia să vedem noi, cam asta ar fi, cred, ia să lăsăm noi mașina de tot și să vedem aici, ce ne zice, stai că nu detectează, bine, nu ne-a zis să-i schimbăm aripa sau ceva, așa că prin urmare nu vom umbla la aripa sau ceva, dar sperăm să nu facem vreo boacănă pe aici, ia să vedem condiția mașinii, ne arată că totul este schimbat, ok. Și acum, cum facem noi să terminăm probleme cu frâna 393? Manoperă, diagnoză, valoarea totală. Și asta este gen tot ce banii pe care mi-i dă? Adică noi la toată treaba asta am făcut 100 de bănuți profit. Nu știu acum cât de mult înseamnă sau cât de puțin înseamnă. Ideea este că ne-am terminat prima misiune, am făcut 100 de bănuți. Ceea ce e bine pe parte. Acum ce nu știu eu, sincer să fiu, cum cumperi? Aici ai accesorii. Cum deblochezi? Cum faci lucruri în astea pe aici? Nu știu. Meniu setter, n-avem treabă. Haideți să vedem ce comenzi mai avem. Uite, avem comandă specială. Probabil ar trebui să o facem pe asta. Asta ne dă bonus, uite. Sistemul de frânare trebuie reparat. Aici nu ne zice... Bună, eram în trecere și am observat atelierul tău. Ah, ok, asta e de la misiune, mă. E bine că cineva a avut grijă de acea benzinărie veche. Mașina cu care vin astăzi este recent achiziționată. A fost folosită zilnic. Starea mașinii este destul de bună. Ar fi bine să verifici nivelul de ulei și roțile. Asta nu ar trebui să fie o problemă pentru tine. Dacă reușești, atunci poate că asta nu va fi ultima noastră întâlnire. Ne auzim. Deci asta pare a fi oarecum o misiune, ceva cu poveste, ceva care continuă povestea, așa că o să o luăm. Eram curios acolo că era un Audi. Oh, 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 oh. Mamă, mașina cu care vin astăzi este în stare bună.
Da. Bă, măcar interiorul e curat. Ce vrei, așa e modelul ăsta. Bun, haideți să o ducem piese adiționale. Interior. Nu, n-avem treabă cu asta. Condiția mașinii ne arată. E în stare bună, nu vreau să știu atunci ce înseamnă o mașină în stare rea. N-aș dori să știu ce înseamnă o mașină în stare rea. 300 de cai avem pe ea. Schimbă uleiul, alte sarcini, schimbă lichidul de frână, lichidul servo, deci în mare parte lichide. Ok, atât, lichide. Oh! Oh! De ce? Haide mă, părea o treabă ușoară. Filtru de aer, filtru de ulei, nu sunt foarte grele, anvelopele, lejer, plăcuțe. Da mă, nu-i greu deloc. Bun, păi hai să ne apucăm de treabă, ce să mai... Domnul mecanicuș, aici, haideți să mutăm noi mașina. O punem în pe elevator. Prima oară, și prima oară, zic, să o luăm cu începutul. Ca să scăpăm. Luăm roțile. O să schimbăm noi anvelopele. Schimbăm plăcuțele. Apoi, o să... Ia să vedem ce mai zicea. Ce mai zicea. Astea sunt deja altele. Mamă, cât de bine arată asta. Fii atent ce frumos se vede. Avem aici, deci, la ulei, doar schimbă uleiul, ăsta este foarte simplu, o să avem nevoie de scula aia din spate să scoatem tot din baie. Lichidul de parbriz, cred că și ăsta trebuie să aibă un bușon la radiator, ceva să iasă, destul de ușor. Lichidul de frână, trebuie să vedem unde-i pompa. La fel și la servă, trebuie să vedem unde-i pompa. Trebuie să schimbăm, în schimb, pompa de benzină. Bun, hai să ne apucăm de anvelope. Să le dăm jos și să comandăm și plăcuțe de frână, două bucăți, am văzut că avem acolo. Oricum, nu ne specifică care, dar ne descurcăm noi, nu? Mă gândesc că dacă putem să le vedem, sau ar fi lejer pe spate să aibă cu tambur, că atunci nu mai trebuie să schimbăm nicio plăcuță pe spate oarecum, că-s pe față. Dacă pe spate avem tambur, înseamnă doar că pe față avem plăcuțe. Ceea ce oricum cred că le-am găsit deja. Ăsta arată destul de nasol. Îl scot, pentru că oricum nu necesită niciun. Dar e toată ruginită. E toată ruginită, efectiv. E în stare bună. Până și șuruburile astea se vai de steaulă. Aha, deci pentru aia era slăbește șurubul. WD-40 ăsta ce nu funcționează, știi? Dar anvelopele trebuie toate. Oh, s-a dus. Cred că doar pe față avem plăcuțe. Nu știu ce am impresia că pe spate avem tamburi. Da. Doar pe față trebuie înlocuit. Pe spate, ia, vreau să-mi confirm teoria. Mergem în spate. Da, tot văd. O să văd prin? Bă, mă, tambur frână. Ok, da. Da, am zis bine. De obicei mașinile vechi cam au așa. Nici am observat. Dacia Logan. Da. Ce vrei? Costuri. Bun. Așa. Și mai trebuie să dăm noi anvelopa asta la jos. Acum eu sunt curios. Nu am încercat la mașina cealaltă. Cred că pot să vând piesele ce-mi rămân. Asta nu am încercat. Pentru că, practic, ne mai vine un venit și de acolo. Mai facem ceva bănuți. Ceea ce nu ar fi rău deloc dacă mă întreb pe mine. Mai mulți bani. Bun, atâta cu anvelopele. Haideți să mergem să le... Cred că pot. Pardon, uite, păi și aici am... e sigur că vrei să vinzi? Nu. Vinde grup, vinde piesele? Nu. De ce nu mă lasă să adaug în listă de cumpărături? Observi? Pentru că... pentru că sunt două. Și dacă dau vinde piesele, vine componentele, aici vinzi tot. Vinde grup. E, nu. Ok, deci nu poți, ce sunt două piese, nu poți să dai să cumperi. Dar, uite, adaugă în lista de cumpărături. Îmi zice ceva să schimb discurile? Mi-a zis ceva să schimb discurile? Nu cred. Nu, doar plăcuțele. Mamă, dacă el vrea să umple cu discurile alea, eu n-am nimic împotrivă. Haideți să luăm plăcuțe de frână. Nu sunt foarte scumpe, e bine. Bun.
Sigur, plăcuțe, da, nu e trieri. E bine. Sunt mecanic bun eu. Așa, avem astea. Acum cauciucuri standard. Haideți să cumpărăm cauciucuri standard. Aici dau că am văzut ăla de roată. Aici cred că-s toate. Nu, no, trebuie să fie separat, nu? Păi și unde? Dar nu cred că la piese ar fi. Anvelope, corect. Corect. Anvelope de curse, anvelopă normală. Anvelopă normală. Mamă, ce frumoase sunt astea. Cred că nouă ne trebuie anvelopă normală, normală, gen. O să mai verific încă o dată ca să nu fac vreo prostioară. Este prima mea zi de muncă, oameni buni. Și nu doresc să greșesc ceva, corect? Deci anvelopă normală, 4 bucăți. Au. Stai că cred că trebuie să ne uităm puțin. Și la asta, dar știu că merge. Așa, mă, că noi avem de asta de dejantat, mă, aici, mă. Păi nu, și așa vedem direct mărime, vedem tot. Și le adaug în lista de cumpărături și cred că ar trebui să le cumpăr direct. Ridică roata și le dejantăm pe toate. Curcum pe toate trebuie să le dejantăm și după să le jantăm înapoi, cred că ar fi termenul corect, nu știu. Și după să le echilibrăm categoric, să le punem plumb de ăsta pe el sau ce este el. Băi, ce tare! Ei, dar aici practic am cauciucuri, dar în practic nu am cauciucuri, da? Cine știe? Oricum, îmi place maxim cum arată garajul și îmi place foarte mult ideea de sticlă pe tavan. Îți da așa o lumină frumoasă, știi? Uite cât de bine se vede. Foarte tare, sincer să fiu. Bun, și acum să sperăm că putem să adăugăm direct în lista de cumpărături. Deci avem. Eu aș dori să o adaug, gata. 215, 75, 15. Ia să vedem noi. Dacă mi-arată direct așa. Avem lățime, practic. Dacă dau așa, da, uite, scrie, da, golește lista, șterge, caută. Nu există niciun articol. Plăcuțe frână, stai ție. Plăcuțe frână. A, nu, anvelopă. Uite aici. A, și ți-o dă direct, doar că trebuie să setezi tu mărimea de 215. Nu? Nu merge? A, pentru că nu-ți permite pe acea mărime. Și profil? Am uitat profilul! 75. Trebuie să fii atent, uite, vezi? Trebuie să fii atent la detalii. Dai comandă de ceva greșit și după ce să faci? Că nu mai poți să o pui pe mașină. Că nu e aceeași, nu? Cumpără piesa, gata. Haideți să mergem și să le punem înapoi. Punem asta cu roata, cu anvelopa asta. E diferență între ele vizual? Nu prea îmi dau seama, o să ne dăm seama după ce punem pe mașină. Bun. După ce le jantăm pe toate, o să mergem să le și echilibrăm. Sau pot între timp? Da, ia uite, frumos. Ajustează indicatorul în zona verde pentru a echilibra roata. Rotește. Gata? Ok. Deci e un fel de minigame de ăsta. Trebuie să... Bă, vezi că asta e destul de tare. Foarte simplificat de realitate cu toată chestia aia, cum se învârte, cum nu știu ce. Dar faci și... Mereu dau pe dejantare. Faci și chestia asta. Și ar trebui eu să vând, sincer, cred că tot ce am pe aici, dar după ce terminăm cu mașina asta, vindem. Gata, și haide să le și echilibrăm, cum ar fi normal. Nu ne cere să echilibrăm, dar mi se pare ceva normal, sincer să fiu. Cred eu așa. Ia să punem noi aici și să o luăm și pe asta de aici. Cum? A, mi-a pornit la direct chiar dacă eu nu sunt lângă el, ok? Asta a avut nevoie doar de două. Așa, și mai avem una singură. Ia să vedem. Asta are nevoie de trei. Punem aici. Aici. Și aici. Bun, perfect. Gata cu roțile. Gata cu roțile și practic noi putem să ne punem pe partea de a monta. Punem discul acesta că altul nu avem.
Plăcuțele le avem noi, foarte bine. Estrierul e la jumătate de viață, dar hei, dacă nu ni s-a cerut, nu ni s-a cerut, știi? Este în regulă. Și acum direct ne punem să punem șuruburile. Foarte bine. Bun, am cam terminat cu roțile. Am mai făcut o mică pauză, mai am un joc în fundal de care trebuie să am grijă acolo puțin. Următorul pas, ce avem noi de făcut? Deci avem filtru de aer, filtru de ulei, pompa de benzină. Am putea să scoatem uleiul, pentru că oricum ne zice să schimbăm uleiul. Iar pentru asta avem noi nevoie de, uite-l aici și... Ah, ok, deci se pare că nu-l cărăm noi, ci e ceva destul de simplu și presupun că aici avem bușonul acesta pe care noi ar trebui să... Stai, că asta îmi dă să scot toată... Nu, vreau să schimb doar ăsta să-l scot. Aha! Colier de fixare arbore. Cum am ajuns prin? Nu pot? Nu pot să... Nu, deci îmi dă ăsta, nu-mi dă să scurg cumva... Dar pot să umblu sus? Nu pot să umblu sus. Cum ar trebui atunci eu să apăs pe el pentru a focaliza piesa? Deci click pentru a focaliza piesa. Doar că mie mi-apasă pe alte piese. Uite. Na dilemă. Eram curios ce se întâmplă dacă scot baia de ulei fără să scot uleiul. Se pare că am primit 100 de ea. Ok. Măcar. Hei, priviți partea bună. O să uleiul... Într-un mod în care nu ar fi trebuit, dar nu mergea să-i scop bușonul ăla, pe bune. Nu apare. Nu apare bușonul ăsta. Îl vedeți că și acum e fantomiță. A, ba nu. E bine. Nu e fantomiță. Deci fii atent că e fantomiță. Nu mă lasă. Nu mă lasă. Fac eu ceva greșit. 100% fac eu ceva greșit. Aici avem asta. Mare parte o să dau ăsta de aici, pentru că nu prea mai avem nevoie de el. Trebuie să lăsăm mașina mai jos și să vedem noi unde găsim filtru de ulei. Să... ce mai zicea? Oare acum am punea, gen că am scos, schimbă uleiul? Nu. Filtru de ulei V8, debifează, filtru de aer rotund ăsta și pompa de benzină. Ia să vedem noi. Dar nu ți apar, uite, astea pe care le bifezi, după nu ți apar, știi? Decât după ce le scoți, așa, hai să scoatem noi astea de aici, să le dăm mix. Și avem nevoie așa, haideți să mergem. Deci, cred că la partea de... Unde ar trebui să fie chestii de-astea, gen consumabile. Nu avem? Piese? La piese? Nu cred că piese. Uleiul nu e o parte din piesă. Piesă. Aici? Accesorii? No. Nu știu unde găsesc uleiul pe acolo, dar prima oară hai să vedem noi carcasă, filtru, uite, ăsta trebuie să-l scoatem noi. Să cumpărăm altul, mamă, are un șurub mare și bun. Și ăsta putem să-l adăugăm noi, adăugăm lista de cumpărături. Gata, ar trebui să funcționeze 21%, după care ne mai trebuie... Hei, ne și evidențiază, uite filtru. Însă cred că e filtru de ulei ăsta aici, altceva... Nu prea pot să mișc o camera tocmai acolo. Așa. Altceva nu văd ce ar putea să fie. Accesibil de sub mașină, pe elevator. Ok. Ok, dar uite aici avem servofrâna și ne mai arată nouă ceva în spate acolo. Este, cred că, pompa. Da, este pompa de benzină, accesibil de sub mașină. Și cam astea sunt ce ar trebui și după să vedem de unde găsesc eu uleiul ăla. Nu l-am găsit acolo, neam. Ori o fi ceva diferit. Hei! Chiar poți să cureți? Adică chiar se curăță? Sunt curios. Folosește. Cureți interiorul? Nu. Dacă mă costă bani... Stai, de ce mă costă? Voi observați? Mă costă bani ca să o curăț pe echipamentul meu. Cum vine asta? Că nu are nicio logică dacă mă întreb pe mine. Corect? Nu știu. Zic și eu. Bun. Trebuia să-l adaug în listă. Cum o să... Poți să scot rezervorul? Sau pompa direct? Nu știu cum a scos-o, dar Doamne ajută, îți dai seama, a scos-o direct prin mașini, prin astea. Bun. Acum
Nu pot să dau eu să le adaug direct în listă? Caută. Și asta mi-l caută direct acolo. Gen, aici? Nu. Eu țin așa, oricum. Filtrul de aer nu există. Cum adică nu există? Cum adică nu există, oameni buni? Car parts. Pe aici ar trebui să fie la secțiunea de motor. Uite, carcasă de filtru. Sau scriu aici direct filtru. Gata, avem carcase, ce mai avem? Filtrul de aer, filtrul de aer 2 carb. Uite, ăsta avem noi nevoie. Este 40 de ăștia, nu contează, îl cumpărăm. Filtrul de ulei. Cred că noi avem V8, era galben al nostru, nu? O să merg pe memoria mea așa de pește. Și ne trebuie și o pompă de benzină, ia să vedem noi. Pompă. Filtrul de benzină e asta. Căutăm aici. Cum am putea să șterg aia? Nu știu. Pompă. Și avem noi pompă de benzină. 120 este. Ok, o vom cumpăra. Mai departe, eu nu știu unde e, frate, uleiuri și de-astea. Ulei. Găsim baia, avem filtrele, ok. Dar de unde cumperi piesele de genul? Mă gândesc că nu e de aici. Aici avem accesorii de genul, aici avem electrice, chestii. Na, nimic ce ne interesează. Aici nu ne interesează tuning. Aici piese tuning iarăși nu ne interesează, sunt aceleași lucruri ca alea, doar că sunt aftermarket-uri. Mai chestii mai interesante, cutii, plăcuțe, chestii de interior, anvelope, caroserie să iei piese și în final piesele auto. Dar nu ai consumabilele astea, gen uleiuri. Chestii. Și nu știu de unde să le iei. Sincer. Nu știu de unde să le iei. E o dilemă. Haideți să schimbăm noi aici ce este de schimbat. O să ne punem pe modul de asamblare și o să punem filtrul înapoi. Îl punem pe ăsta bun, evident. Și acum sus. Pot? De sub capot. Evident că n-am cum să-l pun de aici, dar am încercat. O să mergem totuși noi în spate să punem pompa. Asta ar trebui să mă lase. Stai așa că sunt în modul de dezasamblare. Gata, am schimbat și pompa. Acum cred că o putem lăsa jos, pentru că oricum nu mai avem ce să-i scurgem decât la radiator să-i facem noi scurgerea. Dar zice scurgere? Să-l scoatem sau doar să completăm? Stai așa că nici nu știu ce zice. Al de sarcini schimbă lichidul de parbriz. Ah, nu zice nimic, mă, de... De ce mă dusesem eu la ăla? Nu știu. Deci e ok. Lichidul de frână, servo. Ok, haide să o dăm jos. Nu știu de ce m-am dus cu gândul la radiator, că trebuie să completăm ceva sau să-l schimb. Nu știu. Care era dilema? Uite aici pompa noastră. Opa. Nu-mi spune că nu-l cumperi, ci îl ai, doar trebuie să pui. Nu te cred. Și oare își face el plinul sau? O să dai pe afară? Genul ăsta înseamnă că e full. Ok. Pe bune, mă. Pe bune, și am căutat atâta. Oh, stai că o demontez. Oameni buni. Am luat-o puțin logic, corect. Din moment ce mă pune să cumpăr toate lucrurile necesare, m-am zis că trebuie să cumpăr și ulei. Și na, fiecare motor trebuie tipul lui de ulei și așa mai departe. Și am zis că, bă, normal ar fi să da. Să-i faci tu pe acolo ceva, cumva. Uite aici Jojo ulei. Opa. Asta e foarte nasol pentru că te plimbă cu camera, recipient. Uite, l-am găsit și pe ăsta. Hai să completăm. În ăsta vedem. Da, uite, se pare că are ceva gradat acolo. O să punem până maxim. Gata. Și se pune și automat. După care asta scoatem noi.
Minim, da, ok, e gol. Măcar avem confirmarea că e gol și haide să-i și punem. Nu știu de ce am verificat tot, să fiu eu sigur că e gol, altceva nu știu. Aici e puțin dilemă pentru că ar trebui să o verific. Uite, din moment ce a ajuns așa e bine, cam atât. Eu zic că e bine, fii atent. Fii atent la treaba asta. Haide mă că e bine, că de, ar mai merge puțin, dar lasă așa până la urmă. Păi bun, ia să vedem. Ce ne zice? Perfect, perfect, schimbă uleiul, reumple lichidul de parbriz, schimbă lichidul de frână, schimbă lichidul servo. Asta nu l-am făcut. N-am făcut? Servo? Uite servo. Are trebuie maxim să detecteze el, domne, că e maxim. Ia mă să... Ia. Ia pe jos să te duci. Mi-a luat... A, ți-a bănuți, mă. Dar măcar ți-o pune? Că e gata? Nu. Nu. Nu pune. Ce este aici? Îi lipsește. Ăsta îi lipsește. Fii atent aici. O, se vede prin el. Nu ai golit recipientul. Păi ăla se vedea, zici că nici nu există acolo, oameni buni. Nici nu se vedea că e acolo. Transparent. Bă. Haide să punem. Eu am crezut că e o fantomiță și eu trebuie să-l pun acolo sau ceva. Nu părea că este acum, pe bune. Nu mă gândeam că e atât de transparent. De obicei, astea sunt mai gălbui așa. Un alb de la gălbui. Știi ce zic? Îmi pune, mă, și mie aici. Da, mă. Uite, lichidul de frână. Bun. Astea de ce mi-arată așa? Nu știu. Dar nu înțeleg... Asta ar trebui să-l golim noi. Dar nu știu cum am putea să-l golim. Asta e ideea. Adică... Do not overfill. Nu știu cum am putea noi să facem acum, sincer, ce aici. Capac tablou, n-avem nevoie. Servo frână. Nu l-am umplut? Parcă am făcut-o. Bine, noi nu le-am golit. Nu știu cum să le golești, sincer. Nu știu cum să le golești. Asta e dilema. Știu doar să le pui. Nu știu să le scoți. Lui ăsta, din câte știu, i-am cam pus. Oare nu putem noi să... Dacă am dat să demontăm? Da, iară plătesc! Iară plătesc! Nu m-am învățat. Învățăm din greșeli. Și acum oare dacă îi pun? Ia. Îmi zice ca și cum am pus? Sau nu aici? Nu știu. E prima mea zi, oameni buni, am idee. Se pare că a funcționat frână. Cred că dacă depășești semnul de maxim, nu ți-o mai ia. Și altă problemă este că eu nu știu. Băi, pe bune? Pe bune? Deci trebuie să le pui până în limita maximă, altfel nu. Altfel e greșit, știi? Gen. Cred. Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama că arată ciudat. Dar, verificăm. Alte sarcini. Nu e. Păi și e până unde se vede ăsta sau e până în ăsta? Cred că e până unde se vede ăla foarte așa, nu? Prima zi ca mecanic. Gata. Parfum. Fii atent. Parfum. Ai, tata. Cât ne dă? 2100. Bun. Bun. A mers bine, având în vedere că am cheltuit vreo 200-300, cam tot dat pe jos. Băi, eu zic că a fost foarte bine. Da. Chiar bine. Și mai avem acum un Mini Cooper. Care este comandă specială. Bună, mă numesc Joana. Am fost trimis aici de vecinul meu. Se ocupă cu vânzarea de mașini. Am auzit că atelierul tău este deschis recent. Arăți ca un mecanic promițător? Și încă cum? Este timpul pentru revizia anuală. Prietena mea nu pare să aibă nicio problemă, da? Da. Dar te voi lăsa pe tine să decizi asta. Te rog, schimbă uleiul, filtrele și completează cu lichidele necesare. Nu am avut timp de asta recent. John a menționat că se au lovit prin axa cu came. Mamă, ok. N-are nicio problemă și după direct taxa cu came. Nu știu ce a vrut să spună, poate are mai mult sens pentru tine. Corect. Te rog să ai grijă de mașina mea, o zi bună. Păi ce să mai?
Se pare că pe episodul următor ne ocupăm de un Mini Cooper. Vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!